Salut și bine ai venit sau ai venit pe Nosul Smart. Eu sunt Dragoș și azi vreau să comentez un pic o știre care a apărut în presă și care are un dram așa de adevăr, dar cred că e bine să o comentăm, mai ales în contextul în care am putea avea fotovoltaice și am putea economisi o groază de bani dacă aveți o mașină electrică, pentru că despre asta e vorba, ați văzut și în titlu, loviți de guvern, mașinicii cu mașini electrice vor plăti probabil o groază de bani pentru încărcarea de mașini electrice, având în vedere că depășesc plafonul ăla de reducere. Bun, înainte de a începe, am să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Ai aici butonul de subscribe, iar lângă el ai un clopoțel mic pe care dacă vei bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Iar la finalul acestui episod, nu uita să dai și un like la acest episod, dacă ți-a plăcut, bineînțeles. Deci, în la știrea zilei, exact aia pe care am pus-o și în titlu, loviți de guvern, 300 de lei poate ajunge un plin de curent la Dacia Alp Spring, 1000 de lei la un BMW. Se referă la faptul că la cei care nu au panou fotovoltaice, dar au o mașină electrică și care cumva se depășesc clar plafonul de consum, da? Avem aici o reclamă, trecem de ea repede. Gândiți-vă că avem așa un plafon de 68 de bani pentru cei care consumă până 100 kW lunar. Avem un până în 255, a fost 300, s-a dus la 255, 80 de bani. Ăsta e plafonul în care stă, de exemplu, apartamentul meu, plafonul în care stă orice, nu știu, orice apartament, orice casă de asta mai micuță, stă în plafonul ăsta și zic că e un plafon ok, stă, se încadrează. A, așa. Și peste 255 de kW, prețul de pe piață. Dacă ai o mașină electrică, nu-i nevoie să facem calcule sau să urmărim articolul, gândiți-vă că dacă ai o mașină electrică, chiar și un Dacia Spring, parcă avea 60 de kW bateria sau 50 de kW bateria, nu mai știu. Gândiți-vă că ai făcut 4 plinuri, pentru că dacă încarci o dată pe săptămână, 4 plinuri pe lună deja înseamnă 500 de kW, da, 500 de kW, nu, 50 de kW ori 4, da, 200 de kW, doar 4 încărcări pe lună, da, asta așa în condițiile Dacia Spring și așa, mai consumi și la casă, că n-ai cum să nu consumi măcar un bec, un televizor, o chestie, deci automat depășești plafonul ăla cu brio. Nu cred că poți să ai o mașină electrică și să te încadrezi în plafonul ăsta de 255 de kW, da? Decât dacă ai o mașină electrică și o ții în curte, te uiți la ea. Bineînțeles, dacă ai o mașină electrică și o încarci la panou fotovoltaice, se schimbă un pic treaba, da? Se poate schimba un pic treaba, dar și acolo este cu dus întors, pentru că ai putea să depășești într-o lună. Încă nu știu cum să se cotește, sincer să fiu, pentru că până acum s-a cotit consumul pe anul trecut, da? Nu știu cum se va socoti la an, nu știu cum se va socoti, adică sunt niște chestii care nu le știm încă, mai ales că se schimbă regulile astea de la o zi la alta, mă nebunește că se schimbă toată ziua, ba plafonul, ba prețul, ba tot nebunie pe piața de energie, așa că nu știi, dar oricum va fi curentul destul de scump dacă ai o mașină electrică, dar nu ai și panou fotovoltaice, ceea ce mă îndoiesc că cei care și-au primit o mașină electrică nu și-au primit și panou fotovoltaice, deja se schimbă treaba, da? Așa. Și atunci, practic, dacă luăm după prețul pieței în momentul de față, dacă faci plinul unei mașini electrice acasă, da, pe curent de acasă, o să fie scump. Scump și foarte scump. O să ziceți, o să ziceți în cap, ziceți, stai așa, că eu o încar la Lidl gratuit, da? Așa. Iarăși, nu mai știu exact regulile și așa, dar știu că cei care deschideau astfel de stații de încărcare, Kaufland, Lidl și așa mai departe, aveau cumva obligativitatea să dea 2 ani de zile, timp de 2 ani de zile să dea încărcarea gratuită, după care nici acolo nu va mai fi încărcarea gratuită. Și având în vedere că companiile au prețuri destul de mari la energie, iarăși nu cred că o să fie, o să mai fie multă vreme gratuit nici acolo, da? Adică nu o să, doar nu o să stea Kaufland, nu o să-ți încarce ție mașina gratis, că să piardă bani, că nu știu, că cumperi tu de 20 de lei mâncare, da? Gândiți-vă că nu se leagă chestia asta, ok, cumpără, nu știu, 100, 200 de lei, 300 de lei mâncare și mai dau încă de 300 de lei energie, păi și mai unde-i profitul, da? Așa. Și atunci e clar că lucrurile vor sta nasol și pentru cei care vor mașini electrice, mă așteptam cumva la chestia asta, nu era o chestie care să zic că nu mă aștept la ea, mă așteptam pur și simplu din cauza că au fost documente la un trimis de guvern în care spuneau ceva de genul combustibil regenerabil la curent electric care se încărca mașina, spuneau combustibil regenerabil, semn că dacă îi spui combustibil, îi spui că e purtător de accize. Da, cam asta e. Mă aștept la un dat să fie o lege care să zică că curentul care se încarcă la stații de încărcare electrice să fie suprataxat altfel decât curentul care îl încarci tu dintr-o priză normală sau ceva, da? Adică, pe lângă lovitura asta pe care o vedeți în ziar, adică pe lângă articolul ăsta pompos și toată treaba asta, o să vedem și alte lucruri. Mă mai uit aici că
mă uitam de fapt și pe site-ul ANR și la simulator. Imediat să văd dacă găsesc link-ul, imediat îl caut. Iarăși prețurile sus, din ce în ce mai sus, ANR comparator prețit. ANRE. Uite că deja l-am găsit link-ul, că deja l-am spiat din history. Ok. Pentru uși casnic acasă, da? Oricare consumul, factură curentă, hai să punem 300 kW. Da, să zicem, județul Prahova. Dăm o oferte dacă n-am uitat ceva, data de mâine, mergem după 11, da? Ok, în rest am selectat tot, compară. Dacă ne uităm la prețuri, exceptând hidroelectrica, care are încă un preț bun și toată treaba asta cu hidroelectrica și cu un preț bun, s-ar putea să fie legat de listare la bursă, s-ar putea să fie legat de niște indicatori care vor ei să pară că sunt așa și nu știu ce. Și încă am îndoiel de prețul ăsta, așa, și pot începe de la 1.70, 1.75, 2.84, vedeți, adică, uite, Enel-ul, 1.99, deci 2 lei per kilowatt, da? Cam aceea încep ofertele, electrica furnizare 1.75, uite că nu era, ieri sau altă ieri nu era încă, dar uite că au început să fie, da? Oferte mai bune, să zic așa, dar oricum, 2 lei pe kilowatt, da? La 0.80 la 2 lei e o diferență de la cer la pământ. Așa că așteptați-vă să crească curentul electric și s-ar putea ca mașinile electrice să nu mai fie o opțiune atât de wow cum părea până acum. Desigur, sunt oameni care au mașini electrice, spun că le încarcă la Lidl sau pe unde le încarcă și că au economisit deja o groază de bani. Eu sunt curios să facă un calcul dacă au dat 20.000 de euro pe mașină sau mai la o Tesla 80.000 de euro cu economia respectivă dacă își acoperă benzina pentru că sau motorina. Da, pentru că s-ar putea să fie un câștig mic pentru un preț mare pe care ai dat pe mașină. Deci asta este pus în balanță și chestia asta. Devine cât ai dat pe mașină electrică, da? Și să scoți din prețul ei prețul ăsta, pentru că e o investiție destul de mare. Iarăși, apar tot mai multe mașini electrice pe piață, prețul e în scădere. Clar, în ultimii ani trendul a fost să scadă prețul la mașini electrice și atunci iarăși se va devaloriza. Deci nu o să faci, nu o să mai vinzi peste 2 ani de zile, mai ales în condiții care se duc bateriile, nu o să mai vinzi cu nu știu ce preț. Da, deci cam asta a fost știrea, să zic, de astăzi, așa, pur și simplu lucrurile stau prost și foarte prost. Mă rog, ei zic că deci 1 kW 1.69, vedeți 1.70, 2 lei, oricum se va mai scumpi. Sunt curios ce o să iasă, cum o să iasă, dar nu e bine deloc. Așa că încă o dată vă spun că o investiție în panou fotovoltaice nu strică. De obicei nu dau sfatul de investiții, investiți în aia, dar în condițiile de piață actuale cred eu că orice mod de a-ți face rost de niște curent în plus, oarecum gratuit, că nu e gratis, că trebuie să cumperi panourile, dar de a avea niște cursuri plus de curent la iarnă, două runde, oricum, așa va fi un mare avantaj. Adică în momentul de față nu cred că există îndoială că o investiție în fotovoltaice este o investiție proastă, n-are cum să fie o investiție proastă. Poate peste 2-3 ani de zile se schimbă treburile, nu o să mai fie o investiție bună, nu mai recuperezi bani, dar acum cred că te ajută dacă ai niște bani să investești în zona asta. V-am zis, 1-2 panouri îți va aduce un mic beneficiu, da? Nu va conta bază de un sistem fotovoltaic complet de 3-4 kW, dar e un bonus. Bun, cam asta a fost episodul de astăzi, sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like la acest episod. Ai în colțul de aici episoade mai vechi care sunt interesante și alea, sper să le urmărești pe acelea. Poți da și un share la ele dacă ți-au plăcut. Ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc.